Salut, Baieti! Bun venit pe canalul nostru! Astăzi vin la tine cu vești excelente despre Halil Brahim Ceyhan. Toate detaliile sunt în videoclipul nostru. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru cu cei dragi înainte de a trece la videoclipul nostru. De asemenea, feedback-ul dumneavoastră este foarte important pentru noi. Aștept comentariile voastre. Îmi face plăcere să văd. Vedeți popularitatea lui Halil Brahim Ceyhan, care i-a depășit pe Burak Deniz și Aytac Şaşmaz. Există câteva adevăruri în lista cei mai populari actori masculini, din raportul ADBA Analytics 2021. Onur Zeytiaran și Halil Brahim Ceyhan se remarcă printre primii 10 actori din serialul TV. La fel ca Onur Zeytiaran, care strălucește cu serialul său de televiziune, My Brothers, Halil Brahim Ceyhan, care a obținut o mare pauză cu producția sa numită Emanet, a ajuns și el pe această listă. Alte nume, Kerem Bursin, Kaniaman, Engina Kiurek, Alp Navruz, Akna Akns, Brahim Çelik Kol, Aytac Şaşmaz și Burak Deniz sunt jucători deja cunoscuți. Nu este atât de ușor să fii printre aceste 8 nume care au fost mereu în centrul atenției cu proiectele în care s-a implicat în ultimii ani. Totuși, doi jucători tineri au reușit să facă acest lucru. Deși nu la fel de norocos ca Onur Zeytiaran, Halil Brahim Ceyhan a fost și jucătorul care și-a folosit cel mai bine propriile condiții. Actrița, care a preluat rolul principal în serialul zilnic de la Channel 7 numit Emanet, a făcut o treabă grozavă în 2021. Halil Brahim Ceyhan, care a avut o mare pauză alături de prietena ei Slater Kol în rolul principal, a intrat pe lista celor mai populari actori bărbați din 2021 pe locul 7 cu 676.000 de mesaje. Canal 7 nu este un radiodifuzor care atrage un public mainstream precum ATV. În ciuda acestui fapt, este un mare succes faptul că Halil Brahim Ceyhan a făcut un debut foarte bun în propriile sale condiții. După ce i-a lăsat în urmă pe Aytac Şaşmaz și Burak Deniz, viitorul lui Halil Brahim Ceyhan este foarte clar. Atât Onur Zeytiaran, cât și Halil Brahim Ceyhan au avut un mare succes plasându-și numele în topul celor mai populari 10 actori masculini din 2021. Dragi prieteni, am ajuns la finalul videoclipului nostru. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru, dați like videoclipului, distribuiți videoclipul, urmăriți notificările pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi, rămâneți sănătoși, la revedere!